confuză, nu-l găseam pe acum. O adiere de timp am văzut sensul noi și un ochi s-a deschis când am închis doi. Și atunci am văzut cu timpul zboară și ce scurt fir de ață viața măsoară. Și că nu reușesc decât dacă aleg de-o neagră amintire să mă desleg. Roxana, o să-l numim, cred, de azi înainte, efectul Roxana asupra populației. Mă uit la Florin, care a rămas în picioare. Cred că e prima dată când se întâmplă asta de când e aici. Și cred că mai bine tac și-l las pe Florin, pentru că are ceva de zis. Nu stă degeaba în picioare. Ești un artist atât de profund și de complex, încât am o singură rugăminte. Ești foarte tânără. Ai grijă să nu arzi prea repede. Pentru că foarte puțină lume te poate apropia de incandescența ta. Și te rog mult, ai grijă de tine. Ai prea multă energie creatoare în tine. Pune-le în ordine toate artele tale și o să fie bine. Mulțumesc. Andra? Stai și mă gândesc, Doamne, cu câte lucruri interesante vine această generație. Ești un exemplu, bravo. Mulțumesc. Mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc. Vii de nicăieri, poți ajunge oriunde, ca un trăsnet ai apărut în emisiunea noastră. Trebuie să vă supărați pe mine, dar mai am o curiozitate. Ce scrie pe tine? Este povestea mea. Tot ce simt. Tot ce... m-am ferit să arăt. Roxana, ești metafora emisiunii noastre. Abia așteptăm să te revedem în etapa următoare cu 4 de dată.